În episodul următor al filmului nostru despre conflictul dintre puzdrea Dumitru și Năstase Cătălin, ne vom opri asupra momentului octombrie 1997. Cum ați văzut în episodul anterior, puzdrea a construit complexul Flora prin mită și șantaj. În acel episod ați văzut evoluția construcției complexului din 1991 până în 1997. Acum ne vom opri asupra momentului octombrie 97. De ce este atât de important acel moment, vă vom explica în minutele următoare. Complexul Flora era pe acea vreme o adevărată mină de bani. Cum după Revoluție s-a dat drumul la libera circulație a mărfurilor, în România pătrundea un volum imens de produse din afară, la care românii nu avuseseră acces până atunci. Produsele de îmbrăcăminte și încălțăminte erau unele din cele mai căutate. Astfel, la începutul anilor 90, erau mulți care aduceau marfă angro din Turcia, Țările Arabe sau China la prețuri foarte mici, dar nu exista un complex angro în București să le comercializeze. Așa a luat naștere complexul comercial Flora. În acel an era singurul astfel de complex, primul deschis în capitală, cu mult înainte de renumitul complex Europa și Dragonul Roșu. Dar proprietarul său, puzdrea Dumitru, a construit ilegal pe un teren închiriat de la primăria capitalei. În 1993 se construiește corpul A și apoi B și C, totul culminând cu ridicarea unui bloc în 1995 de 6 etaje. Actul de închiriere era din 20 iulie 1993, dar construcțiile erau avizate de un act, de un aviz, care ținea loc de autorizație de construcție, act de alminteri fals, eliberat în 1991. Cum explicați, domnul Puzdrea, că terenul l-ați închiriat în anul 1993, dar actul care spune că ține cică loc de autorizație de construcție e din 1991? Adică, vorba românească, v-ați luat ham înainte de a vă lua cal. La asta se adaugă faptul că actul de construcție trebuia să aibă la bază un act de proprietate, nici de cum de închiriere, pe când la acea dată, domnule Puzdrea, nu aveați nimic. Deci, ați construit pe un teren altcuiva. Trageți și dumneavoastră concluzia. Dar cine se ocupă de ancheta de la Flora? Domnul ofițer Abulearca Alexandru, cum ați văzut și în episoadele trecute. Acesta descoperă că actul din anul 1991 este un fals, dar este mituit primind și acum o rentă lunară de la Puzdrea. Asta pentru tăcere și mușamalizarea dosarului, acum devenind avocatul său personal. Pentru opinia publică, spunem că acest act din anul 1991, care ține cică loc de autorizație de construcție, este într-un singur exemplar, cel de la Puzdrea, la arhiva primăriei, neexistând un duplicat cum ar fi normal. Asta fiindcă este un fals, semnat în numele celor de la primărie de doi foști angajați al lui Puzdrea, obligați să semneze. În anul 1994, domnul Puzdrea face plângere la Tribunalul Sector 1 pentru anularea proceselor verbale făcute de inspectorii primăriei. Completul de judecată, condus de judecătoarea Valentina Tătulescu, îi dă câștig de cauză lui Puzdrea Dumitru și anulează demolarea construcțiilor din complexul Flora. Primăria Generală face recurs, dar uită să se mai prezinte la proces și astfel aceeași judecătoare Valentina Tătulescu respinge reacțiunea primăriei. Cum se explică faptul că primăria dă în judecată pe un cetățean român, dar uită să se mai prezinte la proces, lăsându-l astfel să câștige? Ați mai văzut lucrul ăsta într-un stat de drept? Noi nu. Și mai dorim să intrăm în spațiul Schengen. Cu astfel de indolență și corupție la nivel local, sigur nu. Rușine, rușine. Astfel, Puzdrea a făcut rost prin mituire de acest act din anul 1995 care anulează procesele verbale făcute de inspectorii primăriei în perioada 1991-1994. Dar ce vizau acele procese verbale? Erau amenzi și somații pentru nerespectarea legii și construcțiilor ilegale. Vine momentul 1997. Atunci, primar general al capitalei era Viorel Lis. Acesta, împreună cu ministrul lucrărilor publice Nicolae Noica, hotărăște demolarea complexului pe cale administrativă. Pe 12 iunie 1997, primul procuror al parchetului de pe lângă Tribunalul București a dispus redeschiderea dosarului Flora și urmărirea penală a lui Puzdrea Dumitru.
Viorelis cere anularea actului prin care a construit puzderea complexul Flora, actul din 1991, și eliberarea complexului între 25 septembrie 6 octombrie 1997, orele 12. Dar pe ce bază cerea Alice demolarea complexului? Vă spunem noi pe ce bază cerea demolarea construcțiilor. La bază nu exista un act de proprietate, ci doar un act de închiriere, care și acesta a fost făcut după 2 ani de la obținerea autorizației de construcție, care și aceasta este falsă. Actul din 1991, cum ați văzut și mai devreme. Dar de ce a făcut puzderea actul de construcție în 1991, dacă el a închiriat terenul în 1993 și a început construcția tot în anul 1993? Vă spunem noi, fiindcă în anul 1991 nu intra sub incidența legii 50/91, care spune că și primarul de sector poate elibera acest act, nu doar primarul general. Din această cauză, primarul general din acea vreme, Viorelis, dorea să demoleze complexul Flora, fiindcă nu exista o semnătură a primarului general. Așa cum spune și el în cadrul unei emisiuni speciale de la TVR din seara de 6 octombrie 1997, pe cale administrativă, adică respectarea legilor în vigoare la acea dată, adică legea 50/1991. Problema de judecată, de acte, de hotărâri, asta rămâne în vederea noastră, rămâne să ne judecăm pentru ceea ce există. S-ar putea să ajungă și la o situație în care deși să fie, să aibă alte contracte, dar bineînțeles să nu iasă afară. Nu ne deranjează. În ceea ce privește după 94, construcțiile care s-au făcut după 94, vă spun clar, așa cum am spus și astăzi, ele sunt, se pot demola pe calea administrativă, după legea 50, după somație, și exact acest lucru am să fac. Dar ce spune acea lege? Toate construcțiile trebuia să aibă la dosar o autorizație de construcție și un certificat de proprietate, așa cum vedeți și în aceste imagini. Dar puzderea nu are niciun titlu de proprietate și nicio autorizație de construcție. Cum explicați acest lucru? Legea 50 a fost dată pe 29 iulie 1991. Avizul lui Puzderea, care ține ci că loc de autorizație de construcție, este datat 1991. Deci, prin concluzie, intră sub incidența acestei legi Flora trebuind demolată. Dar Puzderea avea acea sentință din 1995 dată de Valentina Tuțulescu, judecătoarea cumpărată de Puzderea, cum ați văzut și în episodul anterior. Dar Lis dorea totuși demolarea construcției pe baza acelei legi 50/91, care a fost republicată pe 13 ianuarie 1997, deci regulamentar. Dar de ce voia demolarea complexului? Vă spunem noi, fiindcă nu avea autorizație de construcție și nici titlu de proprietate, la care se adaugă faptul că avizul din 1991 era eliberat de primăria sectorul 1 și, conform legii 50/91, trebuia eliberat de primarul general, adică de Lis. La toate acestea se adaugă faptul că Puzderea avea de plătit o restanță uriașă de 1,5 milioane de dolari la chiria ce o datora primăriei generale. Astfel, Lis solicită rezilierea contractului de închiriere și plata chiriei, precum și anularea întregii documentații de construire a complexului Flora. Dar cum reușește Puzderea să-l cumpere pe Viorelis? Vă vom spune imediat. Soția domnului Puzderea, Mihaela Puzderea, era bună prietenă cu amanta cameramanului personal al președintelui de atunci al României, Emil Constantinescu. Astfel, se ajunge ca Dumitru Puzderea să facă parte din staful de vizită al României în Canada, condus de însuși Emil Constantinescu. În acea vizită, Puzderea vorbește cu președintele României, Emil Constantinescu, pe care îl convinge să îl susțină împotriva primarului capitalei, Viorelis, în dosarul Flora. Într-o emisiune televizată, chiar domnul Puzderea recunoaște că a fost alături de delegația prezidențială și de Emil Constantinescu în vizită în Canada. Mă duc ca să discut cu... M-au chemat unii să mă duc să discut cu președintele pe vremea domnul Constantinescu, da, președintele României pe vremea, la Toronto, în Canada. Și m-am lăsat acolo. M-am dus la un chef cu acești. Bineînțeles că la chef nu am mers cei de la Adevărul, cei de la România Liberă, da? În dimineața zilei de 6 octombrie 1997, zeci de polițiști, buldozere și excavatoare stăteau gata să intre în complex. Toți angajații eliberaseră standurile și așteptau cu toții în curtea complexului,
ora limită 12. Dar cum procedează Puzrea pentru a crea o poveste în care Lis ar fi pentru demolarea complexului? Vă spunem noi. Contactează TVR pentru a transmite în direct acele evenimente din 6 octombrie 1997 din curtea complexului Flora. Viorel Lis apare după ce vede emisiunea la TV, Cică, să dea explicații. Dar totul era pus la punct detaliu cu detaliu. Viorel Lis trebuia să se prefacă că este pentru demolarea complexului, asta în dimineața acelei zile, și apoi să vină în emisiune să spună că lasă legea să se pronunțe, asta după ce și-a luat cei 100.000 de dolari de la Puzdrea. Deci, subit, domnul Lis s-a întors la 180 de grade. Trageți și dumneavoastră concluzia. Bun scenariu, domnul Puzdrea. Foarte bun, domnule Lis. Dar din fericire sunt unii mai deștepți și mai informați care au descifrat planul dumneavoastră. Rușine, domnule Lis. Rușine. Rușine, domnule Puzdrea. Rușine. Și vă spun clar că ceea ce este după legea 50, după legea, după calea administrativă de demolare, se demolează. E vorba de o construcție cu 5 nivele care s-a făcut și, de fapt, nu are aprobare pentru 5, nu știu câte nivele are. Și, bineînțeles, acțiunea de evacuare a firmei, nu a salariatului, nu a celor care sunt angajați. Asta este acțiunea în instanță care se judecă. Dacă judecătoria dă altă hotărâre, foarte bine. Deci nu e treaba mea să mă pronunț, eu respect și legalitățile și de asta am și venit să vă spun acest lucru. Dar asta după ce a vorbit cu Emil Constantinescu și a primit banii de la Puzdrea. Astfel, Viorel Lis primește de la Dumitru Puzdrea 100.000 de dolari luați în biroul lui Lis. La această sumă se mai adaugă și o rentă lunară cu multe zerouri, plus o sponsorizare a lui Puzdrea către Fundația Noua Generație, condusă în acea vreme de același Viorel Lis, fundație ce ulterior se transformă în Partidul Noua Generație, condus de George Becali. Rușine, domnule Puzdrea, rușine! Rușine, domnilor politicieni, rușine! Dar de unde avea Puzdrea atâția bani? Ați văzut în episodul anterior că avea un profit de cel puțin 750.000 de euro pe lună de la complexul Flora. Așa că sacul cu bani era plin. Ce s-a întâmplat ulterior zilei de 6 octombrie 1997 e limpede de înțeles. A doua zi, pe 7 octombrie, o ordonanță prezidențială suspendă hotărârea generală a municipiului București dată de Viorel Lis. Trageți și dumneavoastră concluzia. Corupție, corupție, corupție. La toate acestea se mai adaugă faptul că două magistrale de apă trec chiar pe sub construcțiile de la complexul Flora. Echipa noastră a făcut rost de procesul verbal din urma ședinței extraordinare a Consiliului General al Municipiului București din 23 octombrie 1997, orele 15, deci imediat după acele evenimente de pe 6 octombrie din complexul Flora. Spicuim cele discutate atunci. Un punct pe ordinea de zi a fost cazul Puzdrea și aplicarea hotărârii de demolare a complexului Flora cu numărul 164 pe 25 septembrie 97. Invitat a fost chiar Viorel Dumitrescu, directorul tehnic de la Regia Generală a Apelor București. Acesta spune că pe subteren trec două apeducte magistrale de apă. Relatăm în continuare paragrafe din acele discuții între consilieri Viorel Lis și acel domn Dumitrescu. Domnul Viorel Dumitrescu. Clădirile sunt chiar pe aceste apeducte magistrale. Domnul Mihai Voiculescu spune. Acele apeducte pot fi deviate? În ce mod și cum? Viorel Dumitrescu răspunde. Ar însemna lucrare de mari proporții, ce ar însemna existența unui proiect. Domnul Gabriel Toma. Cât ar costa? Viorel Dumitrescu. Depinde de traseul nou ales. Și ar însemna scoaterea din funcție a apeductelor, cu implicația asupra alimentării cu apă a consumatorilor. Domnul Constantin Tutunaru. Au contracte cu regiile care sunt în subordinea primăriei? Domnul Alexandru Stelu răspunde. Nu au, domnule consilier, niciun fel de contract, nici cu Radet sau cu regia AB-ul. Domnul Alexandru Stelu. Apa o fură. Domnul Viorel Lis spune referitor la acea zi din 6 octombrie 1997, când a venit lumea în complex să oprească buldozerile primăriei, cităm din același proces verbal din 23 octombrie, cităm după Viorel Lis. Știam perfect luni la ora aceea, va apărea o ordonanță prezidențială
pentru ca să înceteze acțiunea primăriei, ceea ce s-a și întâmplat pe 7 dimineața. Deci și domnul Viorel Lis recunoaște că știa ce se va întâmpla în ziua următoare, pe 6 octombrie 1997, și că va apărea o ordonanță prezidențială. Asta explică tot ceea ce v-am spus până acum, cum că Puzrea a vorbit cu Emil Constantinescu și apoi l-a mituit pe Viorel Lis. Rușine, domnule Lis. Rușine. Rușine, domnule Puzrea. Rușine. Deci ați observat în aceste minute rolul hotărător pe care l-a avut Viorel Lis în existența complexului Flora în luna octombrie 1997. În episodul următor vom continua dezvăluiri șocante despre existența complexului Flora și evoluția dosarului din 1997 și până în 2011. Deci urmăriți-ne cu atenție, dar până atunci nu uitați să vă cereți dreptatea. Vrem dreptate!